Ursul cu luna în piept. Sub oblăduirea femeii sălbatice ne regăsim valorile străvechi, intuiția, pasiunea. Câtă vreme viața noastră o reflectă pe a sa, acționăm coerent. Ducem lucrurile la bun sfârșit sau învățăm dacă nu știm cum. Facem ceea ce trebuie pentru a da viață ideilor noastre. Ne recentrăm când este necesar, urmăm ritmurile noastre personale, ne apropie mai mult de prieteni și parteneri în bună armonie cu ritmurile interioare sălbatice. Optăm pentru relații care hrănesc viața noastră creativă și instinctuală. Căutăm să ajutăm pe ceilalți și suntem dornice să le și dăm, dacă este nevoie, partenerilor receptivi, lecții despre ritmurile sălbatice. Dar mai există încă un aspect al stăpânirii de sine și anume, să putem înfrunta ceea ce nu putem numi altfel decât furia feminină. O furie de care trebuie să ne eliberăm. Când femeia își amintește cauzele acestei furii, crede că niciodată nu va mai înceta să strâșnească din dinți. În mod curios, simțim însă totodată nevoia să o înlăturăm. Este nocivă, chinuitoare. Vrem să scăpăm cât mai repede de ea. Să o reprimăm nu ajută. E ca și cum am ține focul într-un sac de iută. Nu e bine să ne ardem, nici să ardem pe altcineva. Avem aici de-a face cu o puternică emoție care, mi se pare, a venit peste noi nechemată. Seamănă cumva deșeurilor toxice. Ele sunt acolo, nimeni nu le vrea, iar locuri unde să fie depozitate sunt foarte puține. Trebuie să mergem departe pentru a găsi unde să le îngropăm. Iată versiunea literară a unei povești japoneze care ne poate învăța câte ceva în acest sens. Într-o mirăsmată dumbravă de pin, trăia odată o femeie. Bărbatul era plecat de mulți ani la război. Când, în cele din urmă, războiul se termină, se întoarse acasă și omul ei. Dar nu mai era cel pe care îl știa ea. Se înfuria din temir ce și nimic nu era pe plac. Nici în casă nu voia să mai intre. Se obișnuise să doarmă afară, pe pietre. Nu vorbea cu nimeni și stătea, zi și noapte, numai în pădure. Cât a fost de fericită la vestea că bărbatul urma să-i se întoarcă în sfârșit acasă. Cumpărase, ce nu cumpărase, și gătise în neștire. 3 soiuri de pește, 3 soiuri de alge, și orez alb cu piper roșu și brânză albă gustoasă de soia, și creveți mari, portocalii, proaspeți și frumoși, totul numai pentru omul ei. Zâmbind timid, femeia aduse mâncarea în pădure și așezându-se în genunchi lângă soțul obosit din pricina războiului, îi puse dinainte minunatele bucate, pregătite anume pentru el. Dar omul sări ca ars și dădu cu piciorul în oarele cu mâncare. Brânza de soia se răsturnă, peștii săriră în aer, algele și orezul se împrăștiară pe pământ, iar creveții portocalii se rostovăliră pe cărare. Mai lasă-mă în pace, femeie, râvni soțul întorcându-i spatele. Așa era de furios că femeia i se făcu frică. Scena se repetă de mai multe ori până când, într-o zi disperată, merse la o bătrână vindecătoare care trăia departe de sat, într-o peșteră. Omul meu s-a întors tare bolnav de la război, îi se jelui femeia. Mereu e mânios și nimic nu mănâncă. Vrea să stea numai afară și nici prin gând nu-i trece să trăiască cu mine ca înainte. N-ai vreun leac care să-l facă iarăși bun și drăgăstos? Ehei, are baba leacuri multe, numai că ce-mi cer tu, nu-i de aici de colo. Pentru leacul ăsta trebuie musai niscai vapăr din blana ursului cu luna în piept, iar eu n-am nici măcar un fir. Așa că suie pe munte, caută ursul și mi-l aduce. Un singur fir din semiluna albă de pe pieptul lui, atunci ți-o-i da ce-ți trebuie ție și viața tare să fie iară frumoasă. Alte femei s-ar fi temut, s-ar fi lăsat pe gubașe, dar nu și ea, pentru că ea iubea. O, cât îți sunt de recunoscătoare, zise ea bătrânii, ce bine că știi, totuși, că se mai poate face ceva. Se pregăti deci de călătorie, iar a doua zi în zori începu să urce muntele. Urca și cânta, arigoto zaishu,
Așa îi dădea binețe muntelui, spunându-i, îți mulțumesc că mi-i îngăduiești să urc pe corpul tău. Urcăm mai întâi colinele de la poale, cu bolovani mari și rotunzi ca niște pâini uriașe, și ajunse pe un platou acoperit de o pădure deasă. Copacii aveau ramuri lungi, plângătoare, și frunze în formă de stea. Arigoto, Zaisho, murmură iarăși femeia, mulțumindu-le de astă dată copacilor, care își ridicară ramurile și o lăsară să treacă. După ce străbătu pădurea, începu iar să urce. Înaintea însă cu greu. Pe munte erau flori pline de spini care se agățau de marginile chimonoului, iar pietrele zgâriau mâinile firave. Când soarele stă să apună, niște păsări ciudate umplură văzduhul și zburară înspre ea. Ei se făcu frică. Știa că păsările acelea negre erau muembotoke, spiritele morților fără familie, și se rugă pentru ele. Am să fiu eu ruda voastră, le spuse ea, și o să vă ajut să vă găsiți liniștea. Își văzu apoi de drum, mânată de iubirea pentru bărbatul ei. Merse și merse și iată că dădu de zăpadă. Îndată îi se udară picioarele și se făcură reci ca gheața, dar urcă mai departe, căci ea era o femeie care iubea. Deodată se stârni o furtună. Zăpada intră în ochi, în ureche, orbea, dar continua să urce. Iar când, în cele din urmă, în soarea încetă, murmură din nou, Arigoto Zaisho, mulțumindu-le vânturilor că s-au domolit. Găsia de post într-o scorbitură a muntelui, atât de mică însă, că avea încăpea în ea. Traista era plină cu deale guri, dar nu mâncă nimic. Se acoperi cu frunze și a dormit îndată. Dimineața, când se trezi, aerul era calm, potolit. Aici și colo se zăreau firișoare verzi de iarbă, străbucând zăpada. Bine, își zise ea, și acum să pornim în căutarea ursului. Ziua întreagă umblă să-l găsească. Spre seară văzu niște urme mari și nu trebuie să meargă mai departe, căci în aceeași clipă zării pe albul zăpezii silueta unui urs negru uriaș. Ursul scoase un răget furios și intră în bârlogul său. Femeia băgă mâna în desagă și puse iute într-o strachină mâncarea ce o aduse cu ea. Lăsa apoi strachina lângă vizuina ursului și fugi repede să se ascundă în micul ei adăpost. Ademenit de mirosul mâncării, ursul ieși afară, legănându-se și scoase un răget atât de puternic că pietrele mai mici o luară la vale. Dădu de departe ocol străchinii, adumecă aerul, se apropie și, dintr-o înghițitură, înfulecă toată mâncarea. Se ridică apoi în două picioare, adulmecă iarăși aerul și intră la loc în bârlog. Noaptea următoare, femeia a făcut la fel. Îi puse mâncarea în strachină, însă, de asta dată, în loc să fugă repede în adăpostul ei, rămase undeva la jumătatea drumului. Ursul simți mirosul bucatelor, ieși afară, slobozi un răge de se tremura răstelele în cer, tădu ocol străchinii, adulmecă îndelungă aerul, dar în cele din urmă înfulecă mâncarea și se întorse iar în bârlogul său. Așa se petrecură lucrurile câteva nopți la rând, până când, într-o noapte întunecată, femeia prinse curaj și se apropie și mai mult de vizuina ursului. Puse blidul cu mâncare lângă bârlog și rămase și ea pe aproape. Cum simți miros de mâncare, ursul ieși repede afară, dar se opri la loc. Când, lângă mâncarea lui, văzu o pereche de picioare subțiratice de om. Întoarse capul și scoase un răget atât de fioros că oasele femeii prinseră a clânțănii. Tremura sărmana din toate încheieturile, dar nici că se clinti. Ursul se ridică pe picioarele de dinapoi, căscă larg botul de putea să-i vezi cerul gurii roșu-maroniu și scoase un răget înfricoșător. Dar nici acum femeia nu o luă la sănătoasă. Ursul mai scoase un răget și întinse labele, gata-gata să o înhațe. Cele 10 gheare atârnau ca niște 10 cuțite deasupra creștetului femeii, iar ea tremura ca frunza bătută de vânt, dar nu se trase în drăt. Ursule, bunule urs, se tângui ea, am bătut atât amar de drum, numai pentru leacul cu care să-mi vindec bărbatul. Ursul lăsă să-i cadă labele pe pământ într-un nor de zăpadă și privi chipul îngrozit al femeii. Pentru o clipă, femeii se păru că vede în ochii lui bătrân lanțuri întregi de munți, văi adânci, râuri șerpuitoare și sate frumoase.
O liniște adâncă o cuprinse, atunci și se opri din tremurat. Bunule urs, ți-am dat de mâncare atâtea nopți. Lasă-mă să iau un fir din semiluna de pe pieptul tău, e tot ce-ți cer. Ursul stătu o clipă pe gânduri. Femeia aceea mărunțică putea fi o pradă ușoară, însă brusc i se făcu milă de ea. E adevărat, zise el, ai fost bună cu mine. Uite un fir de păr, dar smulge-l repede și du-te acasă la omul tău. Ursul își ridică botul său mare, descoperindu-și semiluna albă ce strălucea sus pe piept, și femeia a văzut cum zvâgnea ritmul bătăilor puternice ale inimii lui. Îi puse o mână pe grumaz, iar cu cealaltă apucă un fir strălucitor și trase. Ursul sări înapoi, urlând de durere, apoi prinse a murmăi furios. Mulțumesc, ursule drag, mulțumesc! Femeia nu mai prididea cu plecăciunile, dar n-a mi l-a mărâi și făcu un pas înainte. Prinse iarăși a urla și, în urletele lui, i-a auzit cuvinte pe care nu reușea să le înțeleagă, dar pe care îi se părea totuși că le știe dintotdeauna. Se întoarse și o rupse la fugă. Și așa, într-o fugă, o ținut tot drumul. Alergă pe sub copacii cu frunze castelele, strigând, Arigoto Zaisho, spre a le mulțumi copacilor ce ridicau crengile ca să lase să treacă. O luă apoi printre bolovanii aceea ca niște pâini uriași și iarăși strigă, Arigoto Zaisho. Mulțumindu-i muntelui că i-a îngăduit să urce pe corpul său. Murdară, cu hainele rupte și cu părul despletit, coborâ în fugă treptele de piatră ce duceau spre sat, străbătu apoi satul dintr-un capăt într-altul și alergă mai departe, spre peștera babei. Când ajunse acolo, baba tocmai ațăța focul. Uite, uite, strigă fericită femeia, l-am găsit, am adus firul din blana ursului, cum i-ai cerut. Bine, zise baba zâmbind. Se uită cu luarea minte la tânăra nevastă, lua apoi firul alb și îl cercetă la lumină. Îl cântări în palma noduroasă, îl măsură cu degetul și exclamă. Așa-i, e chiar din blana ursului cu luna în piept. Și odată se răsuci și l-aruncă direct în foc, iar firul se aprinse și arse sfârâind în flăcările portocalii. Nu, strigă femeia, ce ai făcut? Lasă că știe baba ce face. Dar ia zi-mi, ți-amintești ce ai făcut ca să urci muntele? Ți-amintești ce ai făcut ca să câștigi încrederea ursului? Ți-amintești tot ce ai văzut, tot ce ai auzit și tot ce ai simțit? Da, răspunse femeia, îmi amintesc totul cât se poate de bine. Bătrâna îi zâmbi duios. Ei bine, acum că știi, du-te acasă și poartă-te tot așa și cu omul tău. Motivul central al acestui basm, căutarea unui obiect mare,